1 Cronici opt. Lui Beniamin i s-au născut următorii. Bela, întâiul lui născut, Așbel, al doilea, Ahrah, al treilea, Noha, al patrulea și Rafa, al cincilea. Fiii lui Bela au fost Adar, Gera, Abihud, Abishua, Naaman, Ahoah, Gera, Shefufan și Huram. Iată-i pe urmașii lui Ehud, cei care au fost căpeteniile familiilor locuitorilor din Geva și care au fost duși în captivitate, în Manahat. Naaman, Ahia, Gera, cel care a condus în captivitate, și căruia i s-au născut Uza și Ahihud. Apoi, Shaharaim, care a avut fii în țara Moabului, după ce le-a izgonit pe Hushim și pe Baara, soțiile lui. Din Hodeș, soția lui, i s-au născut Iobab, Sibia, Mesha, Malkam, Euț, Sakia și Mirma. Aceștia au fost fiii lui, căpetenii de familie. Din Hușim i se născuseră Abitub și Elpaal. Fiii lui Elpaal au fost Eber, Misham, Shamed, cel care a zidit Ono și Lod cu satele din prejurul lor, Beria și Shema, cei care au fost căpeteniile familiilor locuitorilor din Aialon și care i-au pus pe fugă pe locuitorii din Gat. Ahio, Shashak, Jeremot, Zebadia, Arad, Eber, Mihail, Ishpa și Ioha au fost fiii lui Beria. Zebadia, Meșulam, izchi, Heber, Ishmerai, Izlia și Iobab au fost fii lui el Pal. Iachim, Zikri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya și ši Shimrat au fost fiii lui Shimei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zihri, Hanan, Hanania, Elam, Antotia, Ifdea și Penuel au fost fiii lui Shashak. Shamsherai, Sheharia, Atalia, Yareshia, Ilie și Zicri au fost fiii lui Ieroham. Toți acestea au fost căpetenii de familii fiind înscrise în genealogiile lor drept căpetenii. Ei au locuit la Ierusalim. Ei el, tatăl lui Givon, a locuit în Givon. Numele soției lui era Maaca. Abdon a fost fiul lui întâi născut, urmat apoi de Tsur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zecher și Miclot, căruia i s-a născut și Și aceștia, asemenea rudelor lor, au locuit la Ierusalim împreună cu rudele lor. Lui Ner i s-a născut Chiș, lui Chiș Saul, iar lui Saul Ionatan, Malchi, Shua, Abinadab și Eșbal. Fiul lui Jonathan a fost Meribbal. Lui Meribbal i s-a născut Mica. Fiii lui Mica au fost Piton, Melec, Tarea și Ahaz. Lui Ahaz i s-a născut Jehoada. Lui Jehoada i s-a născut Alemet, Azmavet și Zimri. Iar lui Zimri i s-a născut moța lui Moța i s-a născut Bina, al cărui fiu a fost Rafa. Fiul acestuia a fost Elasa, iar fiul acestuia a fost Ațel. Ațel a avut șase fii. Numele lor au fost Azricam, întâiul lui născut, Ismael, Shearia, Obadia și Hanan toți aceștia au fost fii lui Ațel. Fiii lui Eșec, fratele lui Ațel, au fost Ulam, întâiul lui născut, Euș, al doilea, și Elifelet, al treilea. Fiii lui Ulam au fost războinici vitej, arcași. Ei au avut mulți fii și nepoți, în total 150. Toți aceștia au fost urmași ai lui Beniamin.